și Duhul în timp de porumbel a adeverit întărirea cuvântului, cel ce te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat slavă ție. Înțelepciune! Prorocia lui Isaia, citire. Cei ce sunteți însetați, mergeți la apă, și cei care nu aveți argint, mergeți de cumpărați și mâncați. Mergeți și cumpărați fără de argint și fără de preț vin și grăsime. Pentru ce cheltuiți argintul vostru pentru lucru care nu hrănește și câștigul muncii voastre pentru ceva care nu vă satură? Ascultați-mă pe mine și veți mânca cele bune și într-o bunătăți se va desfăta sufletul vostru. Luați aminte cu urechile voastre și mergeți pe căile mele. Ascultați-mă pe mine și viu va fi sufletul vostru. Voi face cu voi legământ veșnic, dându-vă îndurările mele, cele făgăduite lui David. Iată, l-am făcut mărturie popoarelor căpetenie și stăpânitor peste neamuri. Iată, tu vei chema popoare pe care nu le știi și popoare care pe tine nu te-au cunoscut vor alerga la tine pentru Domnul Dumnezeul tău și pentru Sfântul Israel, că cel te preamărește. Căutați pe Domnul cât îl puteți găsi, strigați către dânsul cât este aproape de voi. Cel rău să lase calea lui și omul cel înregit vicăniile lui să se întoarcă spre Domnul, căci El se va milostivi de dânsul și către Dumnezeul nostru cel mult iertător. Căci gândurile mele nu sunt ca gândurile voastre și căile mele ca ale voastre, zice Domnul. Și cât de departe sunt cerurile de la pământ, așa de departe sunt căile mele de căile voastre și cugetele mele de cugetele voastre. Precum se coboară ploaia și zăpada din cer și nu se mai întoarce până nu adapă pământul și face de răsare și rodește. Să luăm aminte. Pace tuturor. Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme. Domnul este scutitorul vieții mele, pe cine mă voi iubi cu șoam. Înțelepciune. Întâi către Corinteni, a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Cine nu voi este, voi, că părinții noștri toți sub lor au fost și toți sub mare au trecut. Toți prin Moise s-au botezat în nor și în mare, și toți aceiași mâncare duhovnicească au mâncat, și toți aceiași băutură duhovnicească au băut, pentru că veiau din piatra duhovnicească cea deasă vină, iar piatra era Hristos. Pace ție, cititorule! A pe strigă Dumnezeu slavă atunat, aleluia, aleluia, aleluia! Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Și Duhul lui Dumnezeu! Din Sfânta Evanghelie de la Marcu citire. Slavă ție, Doamne, slavă! În vremea aceea a venit Iisus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de către Ioan în Iordan. Și în clipa când Iisus ieșea din apă, Ioan a văzut cerurile deschise și Duhul ca un porumbel pogorându-se peste dânsul. Și glas din cerul s-a auzit zicând: Tu ești Fiul meu cel iubit, în care bine am voit. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Pace, pace Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pace Domnului și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru bunăstarea Sfântului Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Și
pentru toți cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru un alt preasfințitul Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Teofan, pentru cinstea preoții mei și Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Grafiosul Părintele nostru Stareț, Arhimandritul Arsenie, din preună cu toți părinții, frați, închinătorii și binefăcătorii acestei sfinte mănăstiri, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul poporul de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașe și satelor, și pentru viitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântul locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință vețuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bunătămirea văzducului, pentru înveșugarea dărul pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru cei ce călătoresc pe ușa de ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească apa aceasta, cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se pogoare peste apa aceasta, lucrarea cea curățitoare a treimii cele mai presus de fire, pentru ca să fie apa aceasta tămăduire sufletelor și trupurilor și zgonitoarea toată puterea cea potrivnică, pentru ca să dăruiască pe acesteia harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului cu puterea și cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se zdrobească Satana sub picioarele noastre și să se risipească tot sfatul celui viclean care se pornește asupra noastră, ca să ne scoată pe noi Domnul Dumnezeu nostru din toată vrăjmășia și ispita care ne stau împotrivă și să ne facă vrednici de bunătățile cele făgăduite, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne luminăm noi cu luminarea cunoștinței și a dreptei credințe prin venirea Sfântului Duh, pentru ca să trimită Domnul Dumnezeu binecuvântarea Iordanului să sfințească apa aceasta, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se facă apa aceasta curățitoare, dar de sfințenie și curățire de păcate spre tămăduirea sufletelor și al trupurilor, spre tot folosul de trebuință, pentru ca să fie apa aceasta curățitoare spre viața veșnică, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se arate apa aceasta izgonitoare de toată bântuiala vrăjmașilor celor văzuți și nevăzuți, pentru cei ce o vor lua și o vor primi spre sfințirea caselor, pentru ca să fie apa aceasta curățire sufletelor și trupurilor tuturor celor ce o vor lua cu credință și vor gusta dintr-însa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne mricim noi, să ne umplim de sfințenie prin gustarea din apa aceasta, cu venirea cea nevăzută a Duhului Sfânt, ca pentru ca să audă Domnul Dumnezeu glasul rugăciunii noastre, a celor păcătoși să ne mântuiască pre noi, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de necaz, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pură Fecioara Maria cu toți sfinții, să o pomenim. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Și ne pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Mai presus de fire, prea bună, prea dumnezeiască, atotputernică, a toate văzătoare, nevăzută, nepătrunsă, făcătoarea ființelor celor înțelegătoare și a firilor celor cuvântătoare. Bunătatea cea firească, lumina cea neapropiată, care luminesc pe tot omul care vine în lume, strălucește și întru mine nevrednicul slujitorul tău. Luminează-mi ochii minții mele ca să îndrăznesc a lăuda
binefacerea și puterea ta cea nemăsurată. Fie bine primită rugăciunea ce se aduce de mine pentru poporul ce stă înainte, să nu oprească păcatele mele venirea aici a Sfântului tău Duh, ci mă iartă ceea ce ești prea bună, ca să strig către tine, fără de o sândă și să grăiesc și acum. Te slăvim pe tine, Stăpâne, iubitorul de oameni, a toții torne împărate, cel ce ești mai înainte de veci. Te slăvim pe tine, ziditorule și făcătorule a toate. Te slăvim pe tine, Fiule al lui Dumnezeu, unule născut, cel ce ești fără de tată din mamă și fără mamă din tată. Că la praznicul ce a trecut prunc te-am văzut, iar la acesta de acum desăvârșit te vedem pe tine, cel ce te-ai arătat desăvârșit, Dumnezeul nostru din cel desăvârșit. Că astăzi ne-a sosit nouă tuturor vreme de praznic și cea ta sfinților cu noi se adună și îngerii cu oamenii împreună prăznuiesc. Astăzi Harul Sfântului Duh în chip de porumbel peste ape se pogoară. Astăzi soarele cel neapus a răsărit și lumea cu lumina Domnului se luminează. Astăzi luna cu raze luminoase luminează pământul. Astăzi stelele cele luminoase cu lumina strălucirilor lumea înfrumusețează. Astăzi norii rourează din cer omenirii ploaia dreptății. Astăzi cel nefăcut de bunăvoia sa este atins cu mâna de către făptura sa. Astăzi prorocul și înainte mergătorul se apropie de stăpânul și cu frică stă înaintea lui, văzând pogorârea lui Dumnezeu la noi. Astăzi apele Iordanului se prefac în vindecări cu venirea Domnului. Astăzi toată făptura se adapă cu curgeri tainice. Astăzi păcatele oamenilor se curățesc în apele Iordanului. Astăzi raiul s-a deschis oamenilor și soarele dreptății ne luminează nouă. Astăzi apa cea amară, care era în vremea lui Moise, se preface în dulceață poporului cu venirea Domnului. Astăzi ne-am izbăvit de plânsul cel vechi și ca un Israel nou ne-am mântuit. Astăzi ne-am izbăvit de întuneric și cu lumina cunoștinței de Dumnezeu ne-a luminat. Astăzi întunericul lumii se risipește cu arătarea Dumnezeului nostru. Astăzi toată făptura se luminează de sus ca o făclie. Astăzi înșelăciunea se surpă și cale de mântuire ne lucrează nouă venirea Stăpânului. Astăzi cele de sus cu cele de jos împreună prăznuiesc și cele de jos cu cele de sus împreună vorbesc. Iordanul s-a întors înapoi, văzând pe cel nevăzut în chip văzut, pe făcătorul întrupat, pe stăpânul în chip de rob. Iordanul s-a întors înapoi și munții au săltat, văzând pe Dumnezeu întrupat. Iar norii au dat glas, mirându-se de cel ce a venit, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, prăznuire stăpânească, văzând astăzi în Iordan și pe cel ce moartea neascultării și boldul înșelăciunii și legătura iadului în Iordan a afundat și a dăruit lumii botezul mântuirii. Pentru aceasta și eu, păcătosul și nevrednicul slujitorul tău, mărturisind slăvitele tale minuni, de frică fiind cuprins, cu milință strig către tine. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale, și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale, și niciun lucru nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Amin. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile mâinilor tale, și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Amin. Că tu de bunăvoie toate le-ai adus din neființă la ființă, cu purtare de grijă ții făptura, cu purtare de grijă chivernisești lumea. Din patru stihii ai întocmit făptura, din patru vreme ai încununat curgerea anului, de tine se cutremură puterile îngerești. Te laudă soarele, te slăvește luna, ți se supun stele, te ascultă lumina. De tine se îngrozesc adâncurile, slujesc izvoarele, tu ai întins cerul ca un cort. Tu ai întărit pământul pe ape, tu ai îngrădit marea cu nisip, tu ai revărsat aerul spre răsuflare, puterile îngerești, ție slujești cetile arhanghelor, ție se închină. Heruvimii cei cu ochi mulți, serafimii cu câte șase aripi împrejurul tău, stând și zburând, de frica slavei tale cele neapropiate se acoperă. Tu, Dumnezeu, fiind necuprins de gând și de cuvânt, fără de început ai venit pe pământ, în chip de rob, luând într-o asemănare omenească, făcându-te, că n-ai suferit, Stăpâne, pentru îndurarea mirei tale, să vezi neamul omenesc chinuit de diavolul și ai venit să ne mântuiești pe noi. Mărturisim harul, vestim mila, nu tăinuim facere de bine. Firea omenească ai izbăvit-o, pântecele fecioare, l-ai sfințit cu nașterea ta. Toată făptura te laudă.
pe tine cel ce te-a arătat, că tu, Doamne Dumnezeule, pe pământ te-ai arătat, cu oameni ai viețuit și trimițându-n din cer Duhul tău cel sfânt, ai sfințit apele Iordanului și capetele balaurilor care s-au încuibat acolo le-ai zdrobit. Tu însuți, dar, iubitorule de oameni, vino acum cu pogorârea Sfântului tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Tu însuți, dar, iubitorule de oameni, împărate, vino acum cu pogorârea Duhului tău cel sfânt, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Tu însuți, dar, iubitorule de oameni, împărate, vino și acum prin pogorârea Sfântului Duh, Sfântului tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Și dă-i harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului, fă-o pe dânsa izvor de nestricăciune, dar de sfințenii, de legare de păcate, vindecare de boli, diavolul pe ei, îndepărtarea tuturor lucrurilor potrivnice, pline de putere îngerească, ca toți cei ce se vor stropi și vor gusta din trânsa sau aibă spre curățirea sufletelor și a trupurilor, spre vindecarea patimilor, spre sfințirea caselor, spre folosul de trebuință. Însuți, dar și acum, Stăpâne Doamne, sfințește și apa aceasta cu Duhul tău cel sfânt. Amin. Însuși și acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul tău cel sfânt. Amin. Însuși și acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul tău cel sfânt. De tuturor celor ce se vor aține de dânsa și se vor stropi și vor gusta sfințire, sănătate, curățire și binecuvântare. Pace tuturor! Capetele noastre, Domnului, să le plecăm! Ție, sfințirea noastră și ție slavă ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci veci lumi. În Iordan botezându-te tu, Doamne, închinarea trăimii s-a arătat. Fiu iubit pe tine, numindu-te, și Duhul închid de porunde a devenit la Hristoase Dumnezeule și lumea-i luminat, slavă ție.
întreag. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până-n veac. Fie numele Domnului binecuvântat, binecuvântat, de acum și până-n veac. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Domnului peste voi toți, cu a său haș, cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Preacuvioase Părinte, binecuvintează! Cel ce în Iordan de la Ioan a primit a se boteza pentru mântuirea noastră, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstite și de viață făcătoare cruci, pentru rugăciunile Sfântului, Ierarh Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfânt Liturghie am săvârșit, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi. Amen. In your love.